Ziua Memoriei, Holocaust, strașnică crimă contra omenirii, tragedia de proporții planetare. Ei își păstrează limba, tradițiile și cultura seculară, Uniunea Moldovenilor din Republica Moldovenească Nistreană, la 27 de ani. Pentru un mod sănătos de viață, la Bender din nou funcționează bazinul. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Holocaust, strașnică crimă contra omenirii fără un analog în istorie, o tragedie de proporții planetare. La 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat deținuții lagărului de concentrare Osvențim, iar la 1 noiembrie 2005, Asamblea Generală ONU a instituit Ziua Memoriei Jertfelor Holocaustului. Astăzi, în Republica noastră, a fost cinstită memoria a circa 6 milioane de evrei omorâți în întreaga Europa. Holocaust este una din cele mai strașnice crime împotriva omenirii, când fasciștii au creat o industrie de nimicire a oamenilor conform națiunii. S-au scurs 75 de ani. Mai sunt printre noi deținuții lagărilor de concentrare, martorii oculare ai celor evenimente. Dumneavoastră le mai puteți povesti actualelor generații dreptatea, deoarece există persoane care vor să transcrie istoria. Reamintesc că ostașii Uniunii Sovietice au eliberat deținuții și anume soldatul sovietic a adus la 9 mai 1945 biruința. În această zi, participanții la miting și-au amintit evenimente triste, produse mai bine de 75 de ani în urmă, când a fost pusă în funcțiune o adevărată fabrică a morții, încercând să nimicească o întreagă națiune. În Europa au fost omorâți 60% de evrei. Dacă nu vom purta în memorie evenimentele tragice, vom obține ceea ce se produce acum în Ucraina și ce a fost aici în anul 92. Familia noastră a fost formată din 40 de persoane. În viață a rămas numai mama și tatăl meu, câteva mătușe, care acum trăiesc în orașul Cernăuți, care au trecut pe drumurile grele ale războiului. Această crimă, bine planificată, a adus la omorârea în tot ținutul nistrean a circa 40.000 de persoane. În toate orașele și satele Republicii s-a marcat un eveniment care are o culoare tristă, tragică, neagră. 75 de ani au trecut de când a avut loc acest genocid, acest holocaust, când au desferit nu numai persoanele de naționalitate evreiască, dar și alte naționalități. Întreaga lume și-a închinat adânc capul în memoria celor căzuți în acei ani groaznici ai celui de-al doilea război mondial. Crima Holocaustului nu are termen de vechime. Încercarea de a tăcea și a transcrie istoria este inadmisibilă. Așa eveniment nu trebuie să se repete niciodată. Unsprezece morminte la Dubăsar, de-a lungul memorialului jertfelor fascismului, sunt instalate plăci comemorative cu familiile celor omorâți, aproximativ 18.000 de persoane de naționalitate evreiască. Masacrul a început la 12 septembrie 1941, de către ostașii detașamentului de reprimare fascist. În prima zi au fost omorâți 2.500 de oameni. Sначала 7 Rvov. De la început au fost făcute 7 gropi. Oamenii erau impuși să stea în genunchi pe marginea lor. Erau împușcați bărbații, apoi femeile și copiii. Mulți din ei erau doar răniți. Apoi martorii oculari povesteau că după această tragedie, pământul de parcă răsufla. Apoi au fost făcute încă 4 gropi. Timp de 2 săptămâni au fost împușcate aproximativ 18.000 de persoane, care erau gonite nu numai din raionul Dubăsari, dar și din Tiraspol, Râbnița, Chișinău, regiunea Odessa. Astăzi, la cele 11 morminte, au fost depuse flori vii. Un eveniment foarte tragic în istoria nistrenilor este Marea Război pentru Valoarea Patriei. Anul acesta vom sărbători 75 ani de la Mare Victorie. În schimb, acest război a fost foarte dureros pentru fiecare om în parte.
Foarte mulți locuitori au simțit acest eveniment. Noi, generația de astăzi, trebuie să ținem minte acele evenimente ca să nu mai aibă loc în viața fiecărui om. În Muzeul Istorico-Etnografic a fost vernisată expoziția care a relatat despre acest genocid. Ea va fi deschisă timp de 2 săptămâni. Certificate, rânduri, birocrație. Actualmente, pentru îndeplinirea neconștiincioasă a îndatoririlor sale, funcționarii vor fi amendați. Această inițiativă a fost înaintată de guvern. Deputații au susținut-o. Legea a fost adoptată în lectura finală. Aceasta înseamnă că acum, pentru încălcarea ordinii și termenelor serviciilor de stat, acțiunilor și pasivitatea organului care acordă serviciul, funcționarii pot fi atrași la răspundere administrativă, amendă. De asemenea, funcționarii vinovați de neacordarea serviciului de stat pot fi destituiți din locul de muncă pe un termen de la 6 luni la 1 an. Legea adoptată în timpul apropiat va fi orientată prezidentului pentru semnare. La Bender din nou funcționează bazinul. El a fost închis în 2003 și doar în anul trecut a început reparația lui. Acum aici sunt create toate condițiile. Pentru copii, maturi și unicul în Republică, pentru persoanele cu dizabilități fizice. Apa este minunată, călduță. Când eram mic, îl vizitam. Atunci el era sub cer deschis. Astăzi l-au făcut foarte bine. Nu m-am așteptat. Am venit pentru prima dată. Stanislav este primul vizitator al delfinului. A intrat să afle când vor începe a lucra și chiar acum are posibilitatea de a nota. Până în prezent era nevoit să plece la Tiraspol, dar acum bazinul nou este chiar lângă casă. Acum aici sunt 2 bazine, tribune pentru spectatori. Înseamnă că pot fi organizate competiții, sunt vestiare, dușuri, dar numai un an în urmă totul a fost altfel. Încăperea nu avea acoperiș, peste tot devastare, cupele bazinului deformate. A fost părăsit el încă în anii 90, se distrugea cu încetul. În 2003 a fost în general închis, mai bine de 16 ani în Bender n-a fost bazin. Acest complex este inima sportivă a orașului. În 2018 au întors stadionul, tribunele, pistele de alergat, zonele sportive, acum și delfinul. Sunt foarte bucuros. Este simbolic că anume la începutul anului sănătății, în orașul Bender s-a deschis acest bazin minunat, delfinul. Acum bazinul este acoperit, te poți ocupa și iarna și vara, temperatura apei este menținută în regim automat, 26 de grade, o temperatură optimă și confortabilă. Acest complex până ce este unicul în Republică, unde sunt prevăzute condiții pentru oamenii cu posibilități fizice reduse. Spre exemplu, este un așa cărucior, cu ajutorul lui acum se poate nimeri în apă cu mult mai simplu și mai sigur. La fel, a se mișca prin complex în căruciorul de invaliditate va fi ușor. Dușurile, vestiarele și nodurile sanitare sunt dotate cu uși de dimensiuni mai mari și fără praguri. Toți antrenorii sportivi din această școală adoră și se mândresc cu genurile de sport ce sunt practicate aici, căci ele se deosebesc avantajos de altele, dezvoltă calități fizice importante, de asemenea auzul muzical. La gimnastica artistică copiii se antrenează de la 5 ani, ca și la celelalte genuri pe care le practicăm. Deja peste un an putem vedea că merge o gimnastă, un gimnast. El are statura frumoasă, umerii frumos îndreptați, capul ridicat cu mândrie, poziția picioarelor e corectă. Băiatul peste un an deja devine mai puternic, se vede îndată că e sportiv. Ruslan Avieru își face studiile în clasa a 5-a, are 11 ani, practică acrobatică sportivă de la vârsta de 6 ani, se antrenează de 6 ori în săptămână, iubește mult acest gen de sport. În 2019 am atins niște succese mai mari decât în anul trecut, am avut o experiență foarte bună, deci am activat la competiția din Israel, orașul Holon, în 2019, în luna octombrie. Acolo erau foarte mulți participanți, deci a fost foarte grea înfruntarea aceasta, foarte grea a fost. Și noi am dovedit să luăm locul al 11-lea din 24.
La Jocurile 5 Mondiale la gimnastică artistică pentru compatrioți ce au avut loc în orașul Hantamansisk, Federația Rusă, a evoluat Ecaterina Clepăci. Tânăra a devenit premiantă, cucerind medalia de argint la genul măciucă de gimnastică. Ecaterina consideră că e necesar de a lucra asupra greșelilor, de a complica programul pentru a obține succese pe teren. E complicat pentru că pe teren este necesar să demonstrezi emoții, să efectuezi lucrul cu obiectul, să nu-l pierzi din mâini. Trebuie să îmbini totul, să le fii pe plac spectatorilor, să primești o notă bună de la arbitri. Întotdeauna e dificil a ieși pe teren, e necesar a te concentra, a nu comite greșeli. Toți discipolii acestei școli sportive învață bine la școală. Dezvoltarea lor sportivă e bine vizibilă. De la o vârstă fragedă, ei apără onoarea orașului la competiții de rang înalt. În loc de cuvinte, imagini de la locul accidentului. În Istria se desfășoară operațiunea șoc. La profilaxie s-a alăturat și benderul. Chiar încălcările neînsemnate ale regulilor de circulație pot costa viața omenească. Aceasta o demonstrează lucrătorii miliției rutiere. Automobiliștilor le înmânau broșuri cu imagini alarmante, iar uneori chiar șocante. Toate sunt adevărate și făcute în Istrenie în anul trecut. Și, totuși, principala sarcină acțiunii este nu de a speria, dar de a fi auziți. Pentru perioada anului 2019, pe teritoriul Benderului au fost înregistrate 24 de accidente rutiere și 26 de oameni au fost traumați, din ei 3 copii, unul decedat. Respectarea regulilor este controlată de orașul Nepericulos. Numai în anul trecut, sistemul a depistat aproape 65.000 de încălcări. Camerele de luat vederi sunt unul din instrumentele de apărare a cetățenilor. În ultimul timp, ele au devenit mai numeroase. Bucăți de plastic, sticlă stricată, ulei curs pe partea carosabilă. Astăzi în Kamenka a avut loc un accident rutier. La o intersecție de drumuri, practic în centrul orașului, în apropierea Spitalului Central Raional, s-au tamponat două autovehicule. Despre cazul dat, inspectorii auto au fost informați pe la ora 8 dimineața. Accidentul rutier a avut loc din cauza nerespectării regulilor de circulație la intersecție de drumuri. Șoferul autoturismului de marca Mercedes n-a respectat cerințele indicatorului rutier cedează trecerea și a continuat deplasarea. Drept rezultat, s-a tamponat cu mașina de marca Audi, care se deplasa cu strada cu prioritate. Mașina Mercedes se deplasa pe una din străzile fără prioritate. La câțiva metri de intersecție stă indicatorul cedează trecerea. Inspectorii rutieri spun că în asemenea caz conducătorul auto este obligat a se asigura că pe drumul prioritar nu circulă autovehicule și numai apoi poate pătrunde în intersecție. Aceste cerințe au fost ignorate. În urma accidentului, victime și pătimiți nu-s. Ambele autovehicule au primit deteriorări mecanice. Uniunea Moldovenilor din Republica Moldovenească Nistreană la 27 de ani. Astăzi această mișcare obștească a devenit parte integră a vieții politice și sociale a țării. Moldovenii nu uită nici pentru o clipă de națiune, strămoși, mândria de neam. Membrii organizației prin multiplele acțiuni își păstrează și promovează limba, tradițiile, cultura seculară. Acești 27 de ani au fost rodnici, bogați în evenimente și fapte, proiecte și idei. Principala sarcină a Uniunii Moldovenilor din Nistrenia a fost și continuă a fi păstrarea poporului moldovenesc ca etnie, a culturii, limbii, tradițiilor. Zi de zi, membrii Uniunii își aduc contribuția la desfășurarea activităților, în centrul cărora este folclorul, tradițiile, obiceiurile neamului. Alături de alte organizații obștești, participă activ la viața social-politică a țării. Pentru prima dată, organizația obștească a noastră a fost primită în cumultul organizațiilor obștești. Vorbesc despre forumul întreg poporului nistrean, lider a căreia este Vadim Nicolaevici Krasnosilski, prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene. Uniunea Moldovenilor activează într-o strânsă colaborare cu Catedra de Filologie Moldovenească a Universității de Stat Nistrene. Aici sunt organizate conferințe cu participarea savanților filologi din țară și de peste hotare. Își aduce aportul și laboratorul științific FACLA.
Am participat la diferite conferințe științifice, practice și mai deseori pe lângă Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană Șepcenco din Tiraspol, unde s-au discutat mai multe teme și cele mai principale teme este clar că privitor la păstrarea limbii și culturii moldovenești aici pe teritoriul Republicii noastre. Moldovenii se străduiesc să fie expresivi în ceea ce fac. Ei educă viitorul nostru, copiii, cei care au nevoie de susținere, umăr și sfat. Membrii și activiștii ai Uniunii sunt colaboratorii ziarului Adevăr Nistrean, redacția moldovenească de la televiziunea și radioul Republican. Noi am semnat un acord de colaborare reciprocă cu comunitatea conaționalilor noștri moldoveni din regiunea Kursk, Federația Rusă, în timpul convocării festivalului Spasul de Mere în satul Ciobrce. În noul an 2020, nistrenii din toate raioanele țării și-au trasat noi sarcini. Și pentru ca planurile să devină realitate, este importantă participarea fiecăruia din noi. Atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente în ediția de seara știrilor CEB la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!